Astăzi, la Biblioteca Județeană Marin Preda, Alessia Laura Mogoș și-a făcut debutul în lumea artei cu expoziția de pictură Viața în culoare. Pasionată de pictură și poezie, Alessia debutează la sala de lectură a bibliotecii cu tablouri ce încântă ochiul privitorului și îl îndeamnă să-și amintească de copilărie și de tot ce e mai frumos în viață. La Biblioteca Județeană Marin Preda, astăzi, are loc vernisajul expoziției de pictură a Alessiei Laura Mogoș, o tânără absolventă de ASE, în vârstă de 26 de ani, pe care am descoperit-o recent la manifestările culturale care au avut loc la zilele bibliotecii, unde a fost prezent alături de noi. Alessia a mers și în a treia zi a manifestărilor culturale în comuna natală a lui Marin Preda, în comuna Siliștea Gumești, unde a expus aceste tablouri în căminul cultural al comunei, unde a avut loc un program artistic susținut de elevii școlii gimnaziale Marin Preda din Siliștea Gumești. Am rugat-o pe Alessia să debuteze cu aceste minunate lucrări la Biblioteca Județeană. Picturile Alessiei sunt o explozie de culoare și pasiune, dar exprimă cele mai intense trăiri și sentimente ale tinerei artiste. Scriu poezii, dar și pictez, cum se vede. Îmi place foarte mult să pictez, nu are nicio legătură pictura cu studiile pe care le-am terminat. Și voi încerca să fac asta din ce în ce mai des în viitor, pentru că îmi place foarte mult și sper să iasă tablouri și mai frumoase. Fiecare tablou are o poveste. Expoziția Alessiei din sala de lectură a Bibliotecii Județene rămâne deschisă publicului timp de o săptămână.